Artiștii plastici profesioniști, membri ai filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România, au vernisat Salonul Anual 2019, o expoziție colectivă de pictură, sculptură, grafică și arte decorative. Salonul Anual, un, aș spune eu, discurs artistic extrem de articulat, pe care filiala Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici îl are de ceva vreme, se individualizează acest discurs în context geografic al filialelor și al expozițiilor organizate la Buzău și nu numai. Vreau să spun că venim după împlinirea a 50 de ani de atestare a filialei Buzău și a unei activități prodigioase și această expoziție are aproape 100 de lucrări. Deci sunt 100 de lucrări pe simeze de pictură, sculptură, grafică și arte decorative. Expoziția de la Galeriile de Artă Ion Andreescu este alcătuită din cele mai recente și mai frumoase lucrări ale artiștilor plastici buzoieni. Din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România, la eveniment a fost prezent graficianul Răzvan Zuzu Caratănase, lector universitar doctor, membru în Consiliul Director UAPR. Vorbim despre o expunere, un expozeu, o, să spunem așa, o filială foarte bine închegată, omogenă, cu un istoric fantastic. Iată, deci, suntem la o jumătate de secol și când Uniunea Artiștilor Plastici din România are o astfel de filială, este un tezaur pentru noi. Așa cum am spus-o și data trecută și nu numai, am spus că de aici Uniunea Artiștilor Plastici din România este formată din foarte mulți artiști buzoieni, nu cei de aici, ci cei răspândiți în țară și în București. Absolut pe oriunde mă duc, indiferent de filială, de oraș, inevitabil trebuie să cunosc artiști buzoieni. Zuzu Caratănase a subliniat importanța organizației buzoiene în comunitatea celor peste 5500 de artiști plastici, profesioniști, membri ai UAPR și a felicitat pentru activitatea artistică deosebită. Vă felicităm din tot sufletul și știu că nu este ușor să țineți și să susțineți această, să-i spunem, acest fenomen. În fond vorbim de un fenomen. La vernisaj au participat majoritatea artiștilor care au lucrări expuse. Eu sunt autorul acestei expoziții, sunt colegii mei și le mulțumesc pentru că m-au ajutat unii dintre ei, bineînțeles. Ceilalți au avut mai multe probleme, dar cu siguranță la următoarea expoziție vom fi mai mulți. Generalul în retragere Achim Alstani a oferit președintelui și vicepreședintelui UAPR Buzău, Valeriu Șușnea și Gheorghe Ciobanu, câte o diplomă și câte o medalie din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor, filiala Buzău. Se conferă profesorului dr. Șușnea Valeriu medalia comemorativă 100 de ani de la crearea statului național suveran, independent și indivizibil, România 1918, 1 decembrie 2018, pentru merite deosebite în activitatea de cinstire a memoriei eroilor neamului românesc. Salonul Anual 2019 este unul dintre cele mai importante evenimente expoziționale din Buzău și este oferit an de an iubitorilor de artă. Publicul buzoian să vină să viziteze această expoziție, care va fi pe simezi o lună de zile, și cu acest prilej aș spune că suntem în preajma zilei de 8 martie și aș spune și doamnelor un la mulți ani și, de ce nu, și colecționarilor de artă, pentru că aceste lucrări, bineînțeles, sunt de vânzare și pot înnobila spațiul unui colecționar de artă care, într-adevăr, vrea să-și facă o colecție de artă profesionistă. Expoziția poate fi vizitată gratuit și va sta pe simezele Galeriilor de Artă Ion Andreescu, sala etaj, până la sfârșitul lunii martie.